Băi, fete, nu mai puneți mă toate prostiile astea, să mă eu. Băi, uite, așa din exterior, știi? Sună bine, vai, ți-a zis că ești, nu știu cum. Și dacă ți-a zis ce te interesează pe tine. Dar știi, a fost un pic șocată, chiar nu da, știu băi, dacă mi-ar fi zis una dintre voi, aș fi zis, măi, tânără, na. Voi erați mai înalt, mirau scaunul. Și mă duc. A, și cu Carmen, că asta era mărul discuții. Și mă duc și mă duc. Da. Care era discuția? Mă așez acolo. Ei, las, că știu eu că voi ați știut dinainte că va intra Carmen în casă și voi ați... N-ați manevrat. Da. Cum a zis? Voi știam că vine carne și voi ați... Și-a dat ea seama. Am completat. Manevrat. Nu știu dacă a zis chiar cuvântul ăsta. Nu, că noi am făcut în așa fel încât să vină Carmen în casă. La care eu, bineînțeles, zic, ei, am făcut... N-am făcut nimic. Dar ce trebuie să faci? N-aveam de unde să știu. Și a să uite, că nu văzuse probabil că m-am așezat acolo. Să uite așa și a, a venit aceea și Romina, cea mai perversă din toate. Și-a cerut scuze, nu? Și-a cerut scuze. Bine, mă, și... Scuză-mă, te-am omorât, știi? Bine, nu e... Cuvânt dai în cap și după aceea scuze. Da, da. Din câte am înțeles, nu știu ce ați vorbit cu ea, din câte am înțeles, ea știa că pleacă astăzi pentru că eu nu l-am votat da. Pe Ilie. Iar pe Sonia e supărată. Tatiana, Tatiana. Tatiana l-a salvat. Iar pe asta, pe Sonia era supărată că Sonia ar fi trebuit să-l protejeze pentru că au chemat-o în camera secretelor acolo. Da. Da? Cum de nu l-a protejat Sonia? Vedeți? Tocmai de asta am zis eu de la început și nu vroiam să mă complic cu niciun dintre băieții mamelor. Bune, roză și frumoasă și nu cea mai apropiată și chiar ține într-adevăr la noi e dânsa, doamna Urică. Eu așa cred. Și mie mi se pare că ține foarte mult la noi. Da, ține foarte mult. Și chestia asta e... Da, știți de ce? Pentru că s-a văzut din prima zi și nu te poți preface 24 de ore din 24. Doamna Elena, mi se pare că e foarte se duce ziua să doarmă.